Eu am îndrăznit să mă numesc în Facebook pagina mea Anatol Caraman Poetul, dar de ce am spus așa, fiindcă suntem în sat vreo 5 care purtăm același număr și același prenume. Care e polițist? Care e polițistul în literatura șartă? Care e dentist dacă am trimis un articol la literatura șartă și în fotografia ea e polițistului. Așa se mai întâmplă că stricând pe un vraf de hârtie, se mai numește o cărțulie. Și care e cuvântul meu? O cărțulie, fiindcă știți acum, acum toată lumea e ocupată, care cu prășitul, care cu datul, care cu levitul, și n-au când să citească romane de volum mare. De atât am scris o carte, tot, o machetă, mai bine zis, și niște versuri, tot nu prea voluminoase. Și iată, cuvântul meu e să vă citesc un vers din cartea aceasta. Hai, ascultăm. Iată, de pildă, am scris la pagina 64, Dorul Măicuței. I-a venit un dor măicuței de feciorul din oraș și-a luat de saga în spate și în zori ieșit din sat. A fost drumul cu nevoie și puțin a obosit, dar fiind lui mare dorul, pe la mează a ajuns. M-am adus făină o leacă, ceapă verde o mănânc, un călcâi de pâine albă și o stracănă de nuci. Dar feciorul dintr-o dată, prea de vreme ai venit, căci mă știi încă de acasă nu mă satur de dormit. Poate un ceai, o cafeluță, că în casă nu-i nimic. Noi mâncăm la cafenea, așa ne-am obișnuit. Și de grabă vom pleca, căci așa ne-am plănuit. De aceea, dragă mamă, nici n-am timp să te ascult. Și-a privit mama feciorul, răspunzându-i cu un sărut, și luă de saga în spate și spre casă a pornit. O croasă până la lacrimi, feciorul și-a văzut.